Bună ziua, domnule Cristian Bușoi, bine ați revenit în studioul nostru la PS News. Bună ziua dumneavoastră și celor care ne privesc pe site-ul PS News. De la ultima noastră întâlnire aici în studio, s-au mai întâmplat lucruri, atât în ceea ce privește proiectul dumneavoastră, candidatura la București, cât și la nivel cotidian. Vă propun să intrăm un pic în partea inițială aceasta cu candidatura. Și am să vă întreb direct pe surse. Astăzi am aflat că există, nu știu, al doilea, al treilea, încă un sondaj intern al PNL-ului pentru a se stabili, a se definitiva, nici nu știu cum să-i spun, candidaturile pentru București, atât pentru capitală, cât și pentru sectoare. Ne puteți spune ceva despre acest lucru? Există într-adevăr o cercetare sociologică în desfășurare în ceea ce privește profilul candidaților din interiorul PNL și așteptările electoratului, precum și unele simulări pe intenția de vot. Nu știu să se fi încheiat această analiză, nu am niciun fel de informație în acest sens. Așa cum, fiind direct vizat, am preferat să nu am niciun fel de amănunt legat de felul în care se desfășoară. Probabil că atunci când rezultatele vor fi gata, ele vor fi prezentate în primul rând într-o discuție, într-o analiză în interiorul Partidului Național Liberal, spre sfârșitul acestei săptămâni, la începutul săptămânii viitoare, urmând, dacă consideră colegii mei din Conducerea Centrală că sunt relevante, să fie transmise și publicului. În ceea ce privește sectoarele, aici vă pot spune mult mai clar și de fapt lucrurile au fost anunțate și de domnul Cătălin Predoiu. Începând cu săptămâna viitoare, vor începe niște analize mai detaliate pe fiecare sector, astfel încât cel mai târziu la începutul lunii martie să existe definitivată echipa de luptă pentru alegerile locale din București, 1 plus 6, candidatul pentru primăria generală și cei 6 candidați pentru primările de sector. Tot pe surse am aflat că alte două nume în sondajul de care noi vorbim ar fi Adriana Săftoiu și Cătălin Predoiu. Despre vreunul din aceste două nume puteți să spuneți astăzi că vă temeți că ar putea ieși, să spunem, mai bine în sondaj decât dumneavoastră sau că ar putea fi candidat în locul dumneavoastră din partea PNL-ului? Sigur că nu mă tem de colegi care pot fi mai bine plasați decât mine în sondaje. Eu cred că Partidul Național Liberal va trebui să ia cea mai bună decizie, să meargă cu cel mai potrivit și cu candidatul care are cele mai multe șanse. După știința mea, nici domnul Cătălin Predoiu, nici Adriana Săftoiu nu și-au manifestat intenția de a candida la primăria Capitalei. Ba chiar domnul Predoiu în discuțiile cu jurnaliști a fost destul de clar și de răspicat. El este pe un proiect foarte important pentru Partidul Național Liberal, acela de a fi candidatul nostru pentru funcția de prim-ministru la alegerile parlamentare din această toamnă. Este foarte pregătit pentru această postură și pentru a fi prim-ministru al României. A muncit foarte mult la programul de guvernare și are o viziune articulată și foarte, foarte bună despre ce ar trebui să se întâmple cu România după noiembrie 2016. Are toate argumentele să fie prim-ministru după alegeri, dacă Partidul Național Liberal va câștiga aceste alegeri și cred că e proiectul care îi se potrivește și pentru care luptă foarte hotărât. Și Partidul Național Liberal nu se poate juca cu candidaturile la primul ministru, așa cum cred că nu e bine să se joace nici cu candidaturile la primăria generală. Nu știu dacă acestea sunt numele testate în analiza sociologică. Dacă ele se vor confirma sau nu, rămâne de văzut. Dar mi-ați evocat două persoane care nu au intenția să candideze. Înțeleg. Cred că vom primi explicații despre felul în care s-a realizat această analiză, utilitatea ei și până la urmă care au fost numele luate în considerare. Există totuși o particularitate la aceste alegeri, cel puțin pentru PNL. Oameni care, iată, cum spuneți și dumneavoastră și simțim și noi, nu vor să candideze, dar totuși sunt băgați în față, apar și mai mult alții care iarăși poate n-au gânduri de acest gen, dar
contestă alte candidaturi. În cazul nostru ați fost contestat inclusiv de colegi de partid, voci, zic eu, de notorietate. Nu credeți că e totuși un semnal negativ pentru electorat care ar trebui să vadă toată stânga sau toată dreapta aliniată în spatele unui candidat? La PSD se vede lucrul ăsta, adică ei sunt mult mai omogeni, să spunem așa, în spatele unui candidat. La noastră, încă acest lucru poate fi perceput negativ de către electorat, nu? Nu am simțit anumite declarații publice pe care le-ați evocat ca fiind contestări ale candidaturii mele, ci mai degrabă ca niște explicații despre procedurile interne ale Partidului Național Liberal. Dar vă pot confirma faptul și lucrul acesta l-am simțit și din campania mea directă și din discuțiile cu bucureștenii și din discuțiile cu lideri de opinie, cu jurnaliști la diverse, de la diverse publicații scrise online, mai ales cele cu profil pentru publicul de dreapta, că există o anumită confuzie în ceea ce privește ce își dorește Partidul Național Liberal pentru Primăria Generală și pentru Capitala. Mai ales că această confuzie a fost cumva generată și de distanța mare între transmiterea propunerii de către filiala București și o decizie finală a Biroului Politic Național, așa cum scrie în statut și așa cum trebuie să se întâmple în Partidul Național Liberal, așa cum s-a întâmplat cu candidatura la Iași, la Oradea, la Timișoara și în orice alt loc în care s-au validat de către conducerea centrală candidați pentru consiliile județene și pentru municipiile reședință de județ. Sper că odată ce decizia finală va fi luată și nu mai este foarte mult timp la dispoziție și cred că va fi luată în următoarea săptămână sau în următoarele două săptămâni, să se poată recupera tot acest timp și candidatul care va fi desemnat, că voi fi eu, că va fi altcineva din Partidul Național Liberal, toți să fim mobilizați pentru a face cumva ca acest candidat să aibă o șansă. Avem astăzi următorul tablou în București. Avem un partid de stânga, Partidul Social Democrat, care stă pe un electorat foarte solid, în ciuda multor probleme pe care le-a avut și în ciuda multor probleme pe care le-a cauzat bucureștenilor. Pentru că totuși, indiferent cât de mult ar încerca să se derobeze de o responsabilitate și de susținerea fostului primar, a domnului Sorin Oprescu, există în mod clar o responsabilitate în condițiile în care domnul Oprescu a fost membru marcant al Partidului Social Democrat, a candidat în numele PSD înainte, a fost susținut de electoratul PSD în 2008, în turul 2 mai ales, a beneficiat de susținerea permanentă a Partidului Social Democrat, a fost susținut în interiorul USL în primul rând de Partidul Social Democrat și dacă vă aduceți bine aminte, până la episodul cu reținerea domniei sale, a fost evocat ca și candidatura Partidului Social Democrat pentru alegerile locale din iunie acestui an. Prin urmare, cred că există acolo o responsabilitate importantă și ea nu poate fi ștersă cu buretele, indiferent de orice candidatură care va veni în numele PSD și care va încerca să lase impresia că se pornește de la un nou început și că nimic din ceea ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani, haosul din administrație, risipa banilor publici, lucrurile foarte discutabile care s-au întâmplat în primărie, nu poate fi pus în cârca Partidului Social Democrat. Dar cu toate acestea există în mod evident un electorat foarte solid. Avem vot dintr-un singur tur și șansa ca să oprim Partidul Social Democrat să pună mâna din nou pe București, pe destinele bucureștenilor și pe bugetul Bucureștiului, este aceea ca dreapta să susțină cel mai bine plasat dintre candidați. Natural, această susținere ar trebui să vină către Partidul Național Liberal, care are un scor electoral important, apropiat de cel al Partidului Social Democrat, care până la urmă are niște structuri, va putea să pună în aplicare niște politici coerente, având Consiliul General, având câteva primării de sector, având șansa de a guverna România și de a avea sprijinul guvernului și această șansă trebuie fructificată de un candidat care poate să genereze o efervescență în zona de dreapta a spectrului politic și să-i facă să înțeleagă pe toți bucureștenii care nu vor să câștige PSD-ul să meargă către candidatul PNL. Domnul Bușoi, am mai vorbit cu astea, dar poate ne precizați concret. Acum mi-ați spus înainte să începem interviul că ați și finalizat proiectul.
Ce ar putea aștepta bucureștenii de la actualul, să spunem, candidat Cristi Bușoi la viitorul primar Cristi Bușoi? Am finalizat în urma dezbaterii cu bucureștenii, în urma multor întâlniri și multor evenimente pe care le-am organizat, interacțiunii cu cei care cunosc foarte bine problemele Bucureștilor, cu colegii mei din Partidul Național Liberal, am finalizat proiectul meu de program București, capitala noastră. În această după-amiază intenționez să o lansez în dezbaterea publică, fac anunțul la dumneavoastră în emisiune. Acolo veți găsi nu numai o diagnoză foarte exactă a ceea ce s-a întâmplat în București în ultimii 7 ani de zile și o trecere în revistă a marilor probleme și a marilor dezamăgiri din ultimii 7 ani de zile, dar cel mai important, veți găsi soluții pentru problemele Bucureștiului. Sigur că, dincolo de prioritățile majore, rezolvarea problemei traficului prin cele 7 soluții pe care le-am propus, de la sprijin din partea Guvernului pentru finalizarea centurii de sud a Bucureștiului până la finalizarea pe bani europeni a celor 3 magistrale noi de metrou, de la finalizarea de către primăria lucrărilor deja aflate în curs și care trenează de foarte mult timp până la modernizarea mijloacelor de transport în comun și transportului în comun, de la benzi unice pentru mijloacele RATB și încurajarea transportului alternativ, în primul rând a bicicletelor, până la construirea de parcări pentru a putea face să demobilizăm oamenii să vină cu mijloacele de transport atunci când pot să-și lase mașina în mod decent într-o parcare, până la cea de-a 7-a soluție, repornirea sistemului de monitorizare a traficului și extinderea lui la toate intersecțiile existente în București. Pentru că acum mai puțin de o treime dintre intersecții sunt în sistemul de monitorizare a traficului și dintre acestea foarte puține funcționează în acest moment din pricina amintenanței. Și aici o discuție, că vă întrerup, depinde și cu cine o să faceți acest sistem de monitorizare a traficului. Ultima alegere se pare că n-a fost tocmai grozavă cu domnul Tiberiu Dăreanu, care acum iată de cu subsemnatul ADNA pentru ce a făcut pe la primăriile din țară. Bun, înțeleg că nu București este subiectul care îl are acum, dar sigur, încă o dată, în acest moment nu pot să indic cine și cum va face, pentru că una dintre prioritățile mele va fi ca toate lucrurile care se vor desfășura, se vor delura în Primăria București să fie într-o maximă transparență și într-o maximă respectare a legii. Vor fi licitații făcute corect, licitații cu participări internaționale, care eu vă voi strădui și sunt foarte hotărât să fac acest lucru, nu vor avea nici cel mai mic semn de întrebare care ar putea fi direcționate într-un sens sau altul. Veți fi la fel de transparent și cu privire la ceea ce s-a întâmplat? Pentru că până acum, deși ne așteptam ca la schimbarea de primari, cel care vine să devoaleze o bună parte din lucrurile mai puțin legale făcute de predecesori, nu prea s-a întâmplat și de fiecare dată astfel de dosare parcă au fost băgate la sertar. Știu că acum la primărie se face un audit, voi fi foarte transparent din afara primăriei și cu lucrurile pe care am putut să le aflu, mai ales din anchetele publice ale presei, am spus foarte hotărât că ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Arena Națională este profund în neregulă, de la dublarea costurilor până la povestea cu acoperișul care face impracticabil acum Arena Națională. Am vorbit de faptul că în sănătate s-au cheltuit 320 de milioane de euro care ar fi fost mai mult decât suficienți să facem cel mai mare spital din Europa, nu doar cel mai mare spital din estul Europei care să rezolve problemele cele mai serioase de sănătate din București. Am vorbit foarte hotărât că mi se pare de neacceptat să dai 4 milioane de euro pe un studiu de fezabilitate pe autostrada suspendată, un proiect fantezist care sigur putea fi foarte bine gândit ca și un mijloc de PR și care s-a dovedit eficient pentru că a reușit să păcălească o parte dintre bucureșteni, dar care este absurd să dai atâția bani pe un studiu al unui proiect care știi că niciodată nu vei putea să-l pui în aplicare din foarte multe motive pe care nu le detaliez aici. Am spus foarte hotărât că 70 de milioane de euro îngropate în administrația cimitirelor mi se pare un lucru inacceptabil, așa cum 100 de milioane de la Primăria Capitalei din cele 600 câte s-au cheltuit în București în ultimii 7 ani pe spații verzi, pe panseluțe și pe flori sunt iarăși bani în cea mai mare parte risipiți.
În orice capitală europeană există atenție față de spațiile verzi, față de flori, dar așa cum arată raportul Curții de Conturi și așa cum au verificat foarte mulți jurnaliști, acolo lucrurile sunt sub mare semn de întrebare și nu doar la Primăria Capitalei. Eu am spus toate aceste lucruri și le veți regăsi spuse cu subiect și predicat și în documentul pe care lansez dezbaterii publice. Dar am spus că dincolo de cele trei priorități, traficul pe care l-am amintit, reabilitarea infrastructurii și scăderea facturii la încălzire cu 30% prin măsurile pe care le voi detalia în program și construcția unui mare spital și susținerea sistemului de sănătate din București pentru a rezolva probleme, coroborat cu problema siguranței. Și aici nu vorbim doar de centru pentru situații de urgență, ci vorbim de consolidarea clădirilor din centru istoric care pot provoca foarte multe tragedii dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreun cutremur pe care nu îl putem controla în mod evident. Dincolo de aceste trei priorități, trafic, căldură, sănătate și siguranță, veți găsi în acest program și foarte multe alte răspunsuri la alte probleme punctuale, de la problemele de urbanism până la adoptarea de urgență a noului plan urbanistic general, de la programul de înverzire până la un program de construcție de creșe și grădinițe, pentru că nici măcar banii pe care am primit de la Banca Europeană de Investiții pentru școli, cele 102 școli, nu au fost cheltuiți în integralitate și o parte dintre aceste școli vor trebui să fie plătite din banii bucureștenilor. Nu mai vorbesc despre proiectele europene, am vorbit foarte mult, pierdem zeci de milioane de lei doar din cele 8 proiecte de pe programul operațional regional, cele mai clare și grave exemple fiind pasajul de la Piața Sudului, ambulatoriul Spitalului de Ortopedie Foișor și proiectul care leagă cele două lacuri, Floreasca și Tei, și Arcul de Triunf, până la lucrurile foarte grave, tot pe fonduri europene legate de proiectul Glina, care este un proiect care a fost mutat pe fondurile europene următoare, banii foarte mulți, zeci de milioane de euro, din vechiul exercițiu financiar fiind pierduți în integralitate. Ați făcut recent un gest care vă mărturisesc că pe mine m-a surprins. Ați cerut demisia șefului Poliției Locale București, domnul Țincu. De ce vă spun că m-a surprins? Pentru că este un personaj care provine de pe zona de dreapta, să-i spunem așa. A fost prefect al Capitalei pe un mandat al liberalilor, după aceea a fost oarecum apropiat de PNL, chiar dacă ocupa un post călduț în primăria lui Sorin Oprescu. Puteți să comentați acest gest? Nu-l cunosc pe domnul Țincu, nu cred că există vreo apropiere sau vreo apartenență față de Partidul Național Liberal. Nu este membru. Da. Și în opinia mea nici nu este foarte important pentru că n-am ceva personal cu domnia sa. În întâlnirile publice pe care le-am avut, mi s-a atras atenția de către mai mulți cetățeni că se întâmplă lucruri foarte ciudate în ceea ce privește poliția locală. Dincolo de faptul că în toate sondajele de opinie a apărut ca o problemă siguranța și nu cred, și percepția mea și percepția altor bucureșteni, că există vreo convingere că poliția locală a municipiului București, ca și cele mai multe poliții locale de sector, își fac cu adevărat datoria pentru a crește gradul de siguranță al cetățenilor, există foarte multe lucruri care țin de anumite atribuții pe care poliția locală le deleagă fără a fi neapărat întru totul acoperită de lege unor firme private de pază. Și aici lucrurile cele mai serioase se întâmplă în parcurile bucureștene. Parcul Herăstrău este doar un exemplu. Nu știu de ce trebuie să avem și poliție locală în care s-au investit foarte mulți bani în dotări, în echipamente, s-au făcut angajări în ultimii ani și în același timp de siguranța cetățenilor se ocupe alte firme de pază. Am evocat de asemenea și problema care a mai apărut în presă legată de așa zisa poliție locală Călare. În realitate o firmă de pază privată care umblă cu însemnele poliției locale și care, în opinia mea, nu se justifică. Chiar poliție Călare în parcurile bucureștene, în condițiile în care nu avem acele culoare special făcute, poteci, ca în Hyde Park-ul din Londra, sau în alte părți unde există poliția locală și unde acești oameni sunt nevoiți să meargă pe alei printre tinerii, printre oameni în vârstă, printre bătrâni cu nepoței. În opinia mea, lucrurile acestea sunt inacceptabile și chiar nu înțeleg utilitatea.
Poate vor veni cu statistici în care, așa zisa poliție locală Călare, folosind cai, au prins infractori prin București sau prin parcurile bucureștene. Altfel, dacă nu există aceste statistici sau nu există această realitate, mi se pare o altă modalitate de a risipi banul public și de a face un show de prost gust, așa cum de altfel s-a întâmplat în ultimii ani de administrație PSD-istă a Bucureștiului, de la spectacolele cu cel mai mare cârnat până la tot felul de manifestări pe care chiar lumea artistică și lumea culturală din București le contestă foarte mult, bani, milioane de euro dați pe tot felul de evenimente care, în opinia mea, puteau fi mult mai bine organizate și cu obiective mult mai clare. Înainte de a ne muta pe zona cotidianului și a ceea ce se întâmplă în prezent, v-aș mai pune o singură întrebare legat de administrația locală. Veți candida, să spun. În contextul acela, în momentul actual, interimar la capitală este un membru PNL, care sigur poate fi, poate trage să fie o locomotivă pentru noastră prin realizările pe care le face în acest scurt interval, dar poate să vă aducă și prejudicii în funcție de ceea ce face acest primar interimar. Există în prezent o parte a mass mediei care a contestat anumite acțiuni ale primarului interimar PNL. Credeți că e un atu că aveți un primar acolo interimar pentru candidatul Cristian Bușoi sau poate fi și o bilă neagră în sensul ăsta? Cred că domnul Răzvan Sava poate fi un atu pentru orice candidat al Partidului Național Liberal va candida la alegerile locale și până acum nu cred că există motive care să spună, care să susțină ideea că ar fi fost lucruri în neregulă în timpul mandatului domniei sale. Sigur că este un mandat limitat. Un mandat limitat în timp, în primul rând, pentru că vorbim de maxim 6 luni de zile până în iunie, în care va putea să facă ceva domnul primar interimar. De asemenea, există un mandat limitat de faptul că un primar interimar, care stă și pe o perioadă foarte scurtă, care nu candidează, care nu are perspectiva de a fi ales primar, să zic, legitim al Bucureștiului, nu are aceeași autoritate pe aparatul primăriei, pe Consiliul General, ca și un primar în funcție, ca și un primar ales de cetățeni, ca și un primar potențial care ar putea să se realeagă în cazul în care acest lucru ar fi fost valabil. Mă refer, evident, la zecile de exemple, sutele de exemple din țară, în care cei mai mulți primari probabil își vor reconfirma mandatul. Astfel încât trebuie să privim mandatul domnului Sava prin această perspectivă și cu această situație obiectivă. Până acum, cred că a dat dovadă de o comunicare decentă cu mass media față de opacitatea de dinainte. Sigur că și înainte era o comunicare, dar o comunicare propagandistică și ori de câte ori apăreau anumite probleme, se venea fie cu o dezinformare, fie cu o glumă de prost gust și prin alte mijloace se încerca închiderea gurii presei. Acum, cred că la toate întrebările care au fost puse, presa a avut răspunsuri și la chestiuni din trecut și la probleme ale prezentului. Apoi, cred că domnia s-a avut o atitudine foarte decentă față de opinia publică, față de Consiliul General, față de partidele politice, față de cetățeni. S-a angajat și am văzut că a făcut acest lucru să țină cont de opiniile cetățenilor pentru bugetul anului 2016. Bugetul este în plină dezbatere publică, mâine se întâlnește cu organizațiile non-guvernamentale, a făcut o dezbatere și cu consilierii, chiar și cei care nu sunt consilieri, candidații, oameni politici, oameni publici, ne-am expus un punct de vedere și cred că va ține cont de acest punct de vedere. A încercat să urgenteze lucrările de infrastructură și să facă în așa fel încât ele să se termine mai repede și la Arcul de Triumf, și la Piața Sudului, și la alte lucrări din București. De asemenea, s-a angajat și am văzut că se regăsește în buget să finalizeze lucrările în domeniul sănătății și, în primul rând, terminarea celor două proiecte din banii primăriei, Spitalul Gomoiu de Copii și Spitalul Foișor, și acolo moștenind foarte multe probleme și fiind proiecte cu foarte multe semne de întrebare. Dar, mă rog, domnia sa acum este în situația de a abandona aceste proiecte și de a îngropa efectiv
zeci de milioane de lei care deja s-au cheltuit sau de a le duce la bun sfârșit și dacă au fost nereguli sau probleme de legalitate, sigur, responsabilitatea va fi acelora care le-au generat aceste probleme. Bușoi, vă propun să ne mutăm, cum am spus, și spre zona cotidiană și aș începe prin a vorbi de două evenimente care au creat o reală emoție în spațiu public. Unul dintre ele este cazul bebelușilor morți sau internați în spitale dintr-o cauză încă necunoscută, cu reacții, zic eu, cel puțin bizare din partea autorităților, inclusiv a ministrului tehnocrat al sănătății, care, iată, transmite într-un fel sau altă opinie publice că suntem neputincioși în fața acestei probleme. Noastră, cum comentați acest lucru? Strict legat de domnul ministru al sănătății, eu cred că a procedat corect și cred că nu sunt multe lucruri de reproșat domnului ministru. A încercat cumva să calmeze situația, a încercat să ducă discuția spre soluții și a încercat să facă în așa fel încât să nu existe probleme în desfășurarea actului medical propriu-zis, adică să ia puțin presiunea de pe medici care trebuie să se concentreze, mă refer la cei din București, pentru că la cei din Pitești sau din alte părți lucrurile sunt foarte serioase și acolo trebuie să existe niște anchete foarte, foarte serioase. Deci din punctul meu de vedere, sigur, nefiind neapărat un obișnuit al comunicării publice, nefiind un om politic, un om public, până la funcția de ministru al sănătății, eu cred că a procedat corect și îl susțin în această demers pe domnul ministru al sănătății. În schimb, sunt foarte multe discuții legate de felul în care s-a reacționat și în felul în care sistemul de sănătate a gestionat această problemă. De la ancheta epidemiologică cu foarte multe semne de întrebare, căutând virus acolo unde nu pot fi găsit sau făcând un pic de show în momentul în care, până la urmă, atenția trebuie să fie dusă către alte direcții, până la tergiversarea unor cazuri în spitalele județene și, în primul rând, în Spitalul Județean din Pitești. Pentru că eu sunt convins că dacă s-ar fi pus mai repede un diagnostic corect, dacă nu ar fi fost plimbați câteva zile pe acolo între diverse secții, dacă s-ar fi ajuns mai repede la București, lucrurile ar fi stat mult mai bine. Și, nu știu, nu vreau să merg acum către false speranțe pentru cei care încă luptă pentru copilașii lor sau cumva să ducem discuția că poate niște vieți ar fi putut fi salvate altfel, dar eu cred că sistemul de sănătate, dacă ar fi reacționat mult mai coerent, lucrurile ar fi putut fi mult îmbunătățite. Și este o lecție foarte importantă, iarăși, pe care o vedem din nou, din păcate. O vedem cotidian, ori de câte ori apare câte un caz mai complicat, dar o vedem din nou cu această criză. Există o mare diferență de abordare, de calitatea serviciilor, chiar de mentalitate și de raportare față de pacient între spitalele universitare din București și spitalele din provincie, mai ales din centrele neuniversitare. Nu mă refer la Cluj, nu mă refer la Timișoara, nu mă refer la Iași, nu mă refer la Târgu Mureș. Dar în centrele neuniversitare, din păcate, calitatea serviciilor se dovedește a fi discutabilă cel puțin și trebuie să facem ceva pentru a crește calitatea serviciilor. Procedurile nu sunt la fel de coerente așa cum sunt în spitalul de la Marie Curie, în spitalul la Grigore Alexandrescu, în spitalul Funden, dacă vreți, sau în alte spitale în care s-au rezolvat probleme mai complexe de sănătate. Și dacă aceste lucruri pot fi înțelese prin faptul că aici totuși vorbim de spitale universitare, cu medici care au avut șansa unei specializări în străinătate, cu oameni care, într-un fel, au avut o cazuistică mult mai largă, ceea ce este inacceptabil din punctul meu de vedere este diferența de raportare la pacient. Și părinții acelor copilași, dar și alți pacienți în alte situații similare, reclamă în primul rând o problemă de raportare la pacient, o problemă de mentalitate, felul în care ești privit, felul în care ești tratat, felul în care ți se pune un diagnostic, felul în care ți se vorbește, felul în care te simți, din păcate, încă umilit în multe dintre spitalele din România. Și aceste lucruri nu țin nici de bani, nici de dotări, nici de salarizare, ci țin pur și simplu de buna cuvință a unor oameni care, sigur, sunt stresați, sunt copleșiți de probleme, sunt copleșiți de pacienți, au dotări necorespunzătoare,
dar care trebuie totuși să nu uite că se află în fața unor oameni bolnavi, unor oameni speriați, unor oameni emoționați, unor oameni care trebuie ajutați, care trebuie mângâiați cu o vorbă bună și a căror problemă trebuie rezolvată. Nu e aceeași situație peste tot. Marea majoritate a corpului medical se comportă corespunzător, se comportă foarte bine. Sunt mii, poate zeci de mii de medici care își fac datoria ireproșabil, dar mai sunt și anumite cazuri care nu trebuie trecute cu vederea și pe care trebuie să le corectăm cu orice preț. Și un alt caz care, iată, a ajuns să genereze impact în viziunea opiniei publice este închiderea sau, mă rog, somarea și riscul de închidere, spun unii tempestiv, al unui post de televiziune făcut de către ANAF, spun alții într-un mod normal, corect și legal. Punctul nostru de vedere care este privitor la ceea ce se întâmplă cu colegii noștri de la Trustul Intact și acțiunea fiscului în ceea ce îi privește? Punctul meu de vedere este unul echilibrat. Am urmărit dezbaterile din spațiu public și sigur că, dincolo de problema în sine, sunt foarte multe emoții și foarte multe lucruri care transced problema propriu-zisă. Eu cred că mesajul președintelui Klaus Iohannis, într-un fel mesajul de pe Facebook a premierului Dacian Cioloș și după dezbaterea din Parlament, cel care a intrat puțin mai în amănunt și a explicat exact cum ar fi trebuit să stea situația într-o țară normală, este mesajul corect și echilibrat. Sigur că nimeni nu pune în discuție faptul că trebuie aplicată o hotărâre judecătorească definitivă. Nimeni nu mai pune în discuție sau nu ar trebui să pună în discuție faptul că bunurile trebuie să fie valorificate. Dar există semne de întrebare serioase legate de acțiunea în forță intempestivă de tip show mediatic a ANAF-ului. Există serioase semne de întrebare dacă e o intenție reală de a valorifica acele bunuri, de a le vinde, de a face un contract de închiriere mult mai avantajos până la vânzarea bunurilor, sau există o intenție de a închide un trust de presă, un organ de presă. Din partea cui ar putea veni această intenție? Că toată lumea vorbește de acțiunea în sine, dar nu s-a identificat un vinovat sau un om care ar avea acest interes. Asta e interesant. Păi nu, există o singură instituție care poate să dea niște răspunsuri la acest lucru și această instituție este ANAF-ul. Nu cred în teoria ale conspirației și nu cred că neapărat în spatele ANAF-ului ar sta alte instituții sau în spatele unei acțiuni. Vorbim de o instituție decapitată într-o situație destul de grea chiar și pentru ea și care nu văd de ce s-ar implica într-o luptă de genul ăsta cu închiderea televiziunilor, cu a face joc cu cuiva și așa mai departe. ANAF-ul nu este o instituție decapitată. Sigur că nu e un moment ușor ca cel care a condus și într-un fel a construit toate aceste noi proceduri și toate instituțiile din interiorul ANAF să fie nevoit să fie demis din cauza unor acuzații care îi se aduc de către alte instituții ale statului. Dar în același timp eu cunosc ANAF-ul, am avut șansa să colaborez cu ANAF-ul în perioada în care a fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mai ales că toată colectarea pentru fondul de sănătate se face prin intermediul ANAF, ea e instituția care face colectarea contribuțiilor pentru asigurări de sănătate și vă pot asigura că ANAF-ul este una dintre instituțiile cele mai solide și mai articulate din România. Este o instituție condusă, este o instituție care are diverse compartimente, diverse servicii, diverse paliere. Are acest serviciu de antifraudă care, sigur, are oarecare, n-aș spune independență, dar oarecare libertate de acțiune în interiorul instituției propriu-zise. Deci, cred că are toate argumentele și toate instrumentele pentru a lua niște decizii. Și aceste decizii trebuie să fie acelea de a aplica hotărâri judecătorești, de a recupera anumite prejudicii, dar în același timp de a se asigura că se face într-un fel rezonabil, că nu înseamnă închiderea unor instituții care până la urmă aduc bani la buget și care creează locuri de muncă și care au locuri de muncă și până la urmă, sigur, trebuie să țină cont de faptul și că există un principiu fundamental, cel puțin egal cu cel al respectării și punerii în aplicare a unor hotărâri ale judecătorilor, care este principiul libertății de exprimare și pluralismului
Ați vorbit un pic mai devreme de inclusiv de intervenția președintelui Iohannis cu o declarație în sensul acesta, lucru care a strânit numeroase rumori inclusiv în mediul virtual. Foarte multe voci au spus că poate președintele n-ar fi trebuit să intervină în această poveste atâta vreme cât există o hotărâre judecătorească și până la urmă o acțiune a unei instituții a statului român. Credeți că a făcut bine președintele totuși că a transmis un mesaj legat de situația executării de la trustul intact? Cred că președintele este atacat și criticat pe nedrept din punctul meu de vedere. Domnul președinte Klaus Iohannis este ultima persoană din România care putea fi bănuită de interferențe în actul justiției, de intimidări la adresa unor instituții care trebuie să pună în aplicare anumite hotărâri. Cred că a avut o poziție decentă, o poziție corectă, o poziție care într-un fel exprimă ceea ce cred majoritatea românilor, chiar și cei care sunt fani ai trustului și ai posturilor de televiziune, chiar și cei care se uită poate uneori critic la anumite emisiuni sau la anumite direcții de acolo și care pot să înțeleagă că a te folosi de punerea în aplicare a unei decizii după ce n-ai făcut aproape nimic, nici măcar nu ai intrat într-un dialog, de a încerca să găsești o soluție în aproape 2 ani de zile, de a face acest lucru heirupist, cum spune președintele, cu termen adevărat legal, dar care putea fi comunicat din timp înainte de a se da hârtia propriu-zisă de 5 zile, care este un termen complet rezonabil de a te muta chiar cu un ziar, chiar cu câteva calculatoare, chiar cu un site, cu atât mai puțin cu o adevărată industrie care înseamnă 5 posturi de televiziune. Cred că toate aceste lucruri nu sunt de natură nici să întărească democrația în România, nici să întărească pluralismul, nici să întărească libertatea de expresie și nici să întărească acea atmosferă de respectare a legii și de punere la comun a unor energii pentru a face un proiect național în următorii ani pentru România, la care domnul președinte se gândește cu foarte, foarte multă hotărâre, pentru că înainte de a divide societatea românească, care este divizată ca urmare a eforturilor de acest fel de 10 ani de zile ale fostului președinte Traian Băsescu, înainte de a ne răzbuna unii pe ceilalți pentru lucruri greșite din trecut pe care le-au făcut și unii și alții, cred că prioritatea noastră în următorii ani și până la urmă valoarea adăugată pe care o poate avea pentru România, în primul rând alegerea lui Klaus Iohannis ca președinte al României, este să ne punem să muncim pe niște proiecte importante. Reforma educației, reforma sănătății, marile proiecte de infrastructură, atragerea fondurilor europene, reforma administrației publice sunt niște șantiere extraordinare pe care dacă le vom putea duce la îndeplinire, pe care dacă le vom putea îmbunătăți aceste direcții, cel puțin pe care le-am amintit, lucrurile vor fi foarte benefice pentru toți cetățenii României. Și cred că asupra acestor lucruri trebuie să ne concentrăm și trebuie să creăm un climat de mai mult echilibru, de mai multă decență, de mai puțină pasiune destructivă care există, din păcate, în societatea românească. Domnule Bușe, ultima întrebare a interviului de astăzi. Mă reîntorc la campania pentru locale și vă întreb dacă aveți pentru viitoarea noastră candidatură, în cazul în care ea va fi, aveți un șef de campanie și dacă da, cine este acesta? Și mai mult, continui întrebarea, dacă faptul că nu sunteți, să spunem, bucureștean 100%, așa cum au fost ceilalți primari de până acum, o bună parte, exceptându-l pe Traian Băsescu, poate constitui un handicap în această cursă pentru dumneavoastră? Cred că ar fi fost prematur să-mi aleg un șef de campanie în condițiile în care nu exista o validare definitivă a candidaturii. Și așa a apărut multora dintre cei care privesc scena publică și scena politică din București că sunt singur în acest demers, că am pornit la o muncă serioasă, la construirea unui program, la devolarea unor lucruri incorrecte care s-au întâmplat în ultimii 7 ani, la explicarea soluțiilor pentru marile probleme ale Bucureștiului, fără să am garanția acestei candidaturi. Dar m-am asumat acest lucru pentru că am crezut că, indiferent dacă voi candida sau nu, ceea ce spun, soluțiile pe care le-am găsit împreună cu specialiști în domeniu, programul pe care îl pot pune la dispoziție celui care va candida numele PNL,
și chiar la un moment dat celui care va câștiga, indiferent cine va câștiga. Pentru că aceste soluții pot fi folositoare oricui are bună credință să facă ceva pentru București. Cred că nu am greșit și că toate lucrurile acestea vor putea să producă roade pozitive. Nu m-am gândit la o persoană anume. Sigur că dacă voi rămâne candidat, natural aș vedea un șef de campanie din zona vechiului PDL pentru a putea împreună să mobilizăm toate resursele umane din vechile organizații ale celor 6 sectoare din București. În ceea ce privește chestiunea cu a fi sau nu bucureștean născut în București, cred că este o chestiune secundară. Locuiesc în București din 2002, atunci când am venit ca student în anul 5, în anul 6, transferul din anul sfârșitul anului 5, începutul anului 6, de la Universitatea de Medicină din Timișoara la București. Am fost o scurtă perioadă în Consiliul General și sigur din 2007, cu excepția anului în care am fost președinte al casei, sunt membru al Parlamentului European, am avut domiciliu neîntrerupt în București. M-am preocupat de problemele Bucureștiului și cred că cel mai important este ca bucureștenii să aleagă un om care vrea cu adevărat să facă ceva, care a demonstrat că a făcut ceva bun în locurile în care a fost și care vine cu soluții la problemele Bucureștiului. Mulțumesc, domnule Bușoi, vă mai așteptăm cu drag și sperăm să aveți succes în demersul noastră de a câștiga până la urmă primăria capitalei. Vă mulțumesc și eu foarte mult!